emisiune oferită de Ircon. Bună ziua și bun regăsit pe calea succesului! Sunt Nicoleta Mogâlă și revin cu seria de interviuri despre viață și sănătate, ambele încununate de succes. Despre succes și reușită s-au scris cărți, unele prea profunde, altele prea banale ca să devină îndrumare. Cred că e mai simplu să ne uităm în jurul nostru și să descoperim că există personalități pe care cel mai bine le poate defini chiar acest cuvânt, succes. Personalitatea de succes a emisiunii noastre, conferențiar dr. Cristache Zanoschi, a reușit și în știință și în afaceri pentru că le-a practicat pe amândouă, îmbinate cu pasiune și dedicare. Suntem așadar în platoul emisiunii, împreună cu domnul profesor Zanoschi. Bun regăsit, domnule profesor! Vă invit să reluăm povestea de acolo unde am lăsat-o în ediția trecută. Ați reușit cu eforturi mari și cu nopți nedormite să ridicați de la zero o fabrică de medicamente. În momente în care în țară, dar nu numai, se închideau întreprinderi, dumneavoastră ați deschis una și încă una într-un domeniu în care concurența marilor trusturi mondiale este acerbă, industria farmaceutică. Cum faceți față concurenței cu produsele dumneavoastră? În primul rând trebuie să subliniez faptul că toate produsele noastre sunt patente, patente proprii. Și poate că tocmai de aceea au fost foarte bine primite pe o piață în care, în general, se comercializează copii după produse originale. Și cred că aveți dreptate, concurența este foarte mare. Însă cu toate acestea, am reușit ca să ocupăm și să dominăm piața cu unul din medicamentele noastre. Nu pot să-i spun numele din cauza normelor actuale privitoare la publicitatea în domeniul medicamentelor, însă produsul nostru este atât de bine cunoscut și de căutat încât nu mai are nevoie de publicitate. Este cel mai folosit medicament în România pentru tratamentul infecțiilor cervico-vaginale și, ce este foarte important, prevenirea stărilor precanceroase ale colului uterin și, datorită acestui fapt, el a devenit un brand, sau brand, cum se spune, al Iașului. Acum, fiind căutat și la export, probabil că va deveni și un brand al României. Deci ați reușit să realizați aceste lucruri pentru care sunt sigură că mulți ar avea motive să vă invidieze. Însă numai cine știe câte eforturi se depun pentru a inventa și utiliza un produs medicamentos poate înțelege câtă pasiune și dedicare ceră astfel de demersuri. Și, apropo, cum se ajunge la obținerea unui patent pentru un medicament? Cât de lungă e calea de la idee la produs? Bine, produsul nostru, de exemplu, este pus pe piață sub formă de ovule vaginale antiinflamatorii. Ca și compoziție, el este constituit din substanțe simple. Însă trebuie menționat că de multe ori lucrurile simple fac diferența. Un mare inventator american, Edison, spunea că lucrurile mari nu sunt neapărat făcute din elemente complexe, ci din lucruri simple, dar bine făcute. Tot la fel și în cazul medicamentului despre care vorbim. Este realizat sau alcătuit din substanțe simple, însă marea noastră provocare a fost ca să stabilim faptul cum se realizează potențarea reciprocă ale substanțelor respective, pentru că trebuie ținut seama de faptul că patologia florei vaginale sau a ecosistemului vaginal, cum se mai numește, este deosebit de complexă. Și aceasta ca urmare a diferiților factori care intervin, din care amintim puterea de apărare a organismului, statusul endocrin sau buna funcționare a glandelor endocrine care reglează sistemul genital feminin, descris în fiziologie ca fiind sistemul hipotalamo-hipofizo-ovarian. Acesta, printr-un mecanism extrem de complex, asigură troficitatea căilor genitale feminine și funcționarea lor și le conferă în același timp proprietatea ca prin mecanisme chimice locale să se apere împotriva diverselor agenți infecțioși. Mai exact, ne puteți da câteva detalii, căci mă gândesc că pot fi importante pentru cei care ne urmăresc. Da. La nivelul fluidelor vaginale, pH-ul vaginal sau aciditatea locală vaginală este în jur de 4-4,5. Și această aciditate locală se constituie ca un mijloc eficient de apărare locală împotriva diverselor agenți patogeni, germeni microbieni, micoze, paraziți, virus, precum și o clasă de microorganisme infra
microscopice, clamidiile și micoplasmele, care sunt foarte frecvente în infecțiile genitale feminine. Ori pentru a se realiza acest mecanism de apărare, este nevoie ca menstruațiile să fie bine reglate, adică să fie normale, nedureroase, cu flux sanguin moderat, fără cheaguri și să se succeadă la intervale regulate. Acest lucru înseamnă, de fapt, interacționarea și funcționarea normală a diferitelor sisteme de reglare neuroendocrine, adică sistemul nervos și glandele endocrine, hipotalamus, hipofiză și ovar, și accesoriu, tiroida și glandele suprarenale. Toate aceste glande care funcționează atunci când funcționează armonios, asigură o concentrație normală de hormoni sau de steroizi ovarieni, estrogen și progestageni, care acționează specific la nivelul receptorilor aparatului genital feminin și asigură funcționalitatea normală. Concentrația aceasta normală de estrogen, care ține de buna funcționare în amonte a unui întreg sistem fiziologic foarte complex, deci cantitatea normală de estrogen duce la sinteza în mucoasa vaginală a unor substanțe, unei substanțe glucagon, care este un zahăr, și acesta mai departe este scindat de un germen care trăiește în mod saprofit, adică normal, în flora vaginală, care este bacilul lactic. Și bacilul lactic scindează glucagonul și determină acidifiere, adică realizează acel pH acid, care constituie un mijloc local de apărare împotriva diverselor microorganisme, un mijloc local foarte important. În ultima vreme se constată o creștere vertiginoasă a incidenței cancerelor genitale la femei, adică a cancerului de col uterin și a cancerului mamar. Metoda principală de luptă împotriva lor este depistarea precoce a stărilor precanceroase prin metode de control periodic și prin tratamente care să combată stările precanceroase în cazul cancerelor de col uterin sau depistarea stărilor canceroase în fazele incipiente în cazul cancerelor mamare. Produsul dumneavoastră, cum se poziționează în această situație? Bine, tema principală sau obiectivul principal al utilizării medicamentelor, a folosirii medicamentelor, este prevenirea acestor afecțiuni severe care sunt cancerele. În acest sens trebuie spus că neoplasmul sau cancerul de col uterin poate fi foarte bine sau perfect prevenit și deci tratat în lumina cunoștințelor actuale, adică a descoperirilor științifice după ani și ani de observație și muncă a diferiților cercetători din întreaga lume. Vedeți, noastră, fiecare gest terapeutic, medical sau chirurgical, fiecare afirmație cu conotație medicală privind boli, tratamente, mecanisme de producere ale acestora, tot ce înseamnă într-un cuvânt medicină științifică sau practică, se bazează pe o dogmă, pe o teorie sau, mai empiric spus, o filozofie sau are un fundament teoretic. Cu cât teoria respectivă este mai apropiată de realitate, cu atâta eficiența actului medical este mai mare. În acest sens, vreau să spun că astăzi, în lumina celor ce am spus mai înainte, neoplasmul de col uterin este cauzat, după părerea unanimă a cercetătorilor, de un virus, virusul papilomii umane sau virusul HPV, prescurtat. Se descurcă aproximativ 200 de tulpini ale acestui virus. Însă numai unele dintre ele sunt oncogene, adică pot determina cancerul de col uterin. Diagnosticul precoce al cancerului de col uterin se face prin examinarea celulelor de la nivelul suprafeței exterioare și interioare a colului uterin și a pereților vaginale. Adică se recoltează cu un instrument special numit spatulă, celule de la acest nivel, care după aia se întind pe o lamelă și se colorează. Medicul specialist citolog citește această lamelă, adică frotiu, cum se mai numește, și acesta este citotestul. Deci ce este citotestul, dacă vreți să ne repetați? Citotestul este citirea pe o lamelă microscopică a aspectului morfologic sau a modului cum arată, cum sunt ele formate, celulele de la nivelul colului uterin și de la nivelul pereților vaginului.
care se prelevă și se recoltează cu un instrument care am spus că se numește spatulă. Vreau să spun cu un sentiment de mândrie națională că în 1926 medicul român Aurel Babeș a realizat primul citotest din lume și a arătat pentru prima dată că diagnosticul de cancer de col uterin sau de corp uterin se poate pune fără biopsie, adică numai prin citirea frotiului pe lamela, adică a citotestului. Acesta a fost un lucru extraordinar în lumea medicală de la acest nivel și așa a rămas de atunci și până acum. Aurel Babeș a publicat o lucrare cu acest subiect într-o revistă de circulație internațională la Paris, însă, din păcate, nu s-a mai ocupat de problema respectivă și nu a mai aprofundat-o. În felul acesta sau noroc a avut Papa Nicolae, un medic grec, care cu 2 ani mai târziu a preluat această lucrare a lui Aurel Babeș și a ordonat-o într-un fel, adică a standardizat citotestul de la clasa 1 la clasa 5 și clasele 4 și 5 sunt stări canceroase veritabile. Am spus că a profitat într-un cumva de descoperirea lui Babeș pentru că frotiul se numește astăzi în întreaga lume frotiul Papa Nicolae. Ai noștri din sentimente patriotice îl numesc Babeș Papa Nicolae, dar în afară Papa Nicolae se numește. Au fost congrese recente de citologie vaginală și a colului uterin în care savanții din toată lumea au recunoscut prioritatea de pionerat al lui Aurel Babeș și l-au omagiat cu aceste ocazii. Actualmente însă, ca urmare a progresului științei, se folosește o altă clasificare și pentru cei neavizați este clasificarea în sistemul Bethesda, care este denumită prin clasele Ascus, Agus, Elsil și Hsil. Dintre acestea, citotestul care are semnificația sau gravitatea cea mai mare este Hsil. Dar acesta poate fi dat de tulpini neoncogene ale virusului HPV. De aceea, pentru a depista tulpinile oncogene, adică acele tulpini virale care pot determina cancerul de col uterin, se face tiparea virală prin examen imunohistochimic. Ce efecte are medicamentul pe care îl produceți în această problemă de importanță vitală pentru viața femeilor? Pentru că atunci când spui cancer, te gândești că poate nu mai ai mult de trăit. Din experiența noastră de până acum și din relatările a multor colegi, deci s-a demonstrat în mod clar și fără echivoc că infecțiile cu virusul HPV, care se traduc clinic prin citotestul Hsil, iar imunohistochimic prin tipare virală și care arată o tulpină oncogenă, după tratamentul cu acest produs antiinflamator al nostru, citotestul se normalizează întotdeauna. Vreau să spun că am avut numeroase cazuri disperate din țară, lume care au citit pe internet sau s-a informat din presa centrală, și care au apelat în momente disperate, în aceste momente disperate, pentru rezolvarea problemei ca urmare a sau determinată de infecția cu HPV și de citotestul Hsil. Am avut cazuri de la Oraș, de la Arad, Oradea, Craiova, București, de peste tot din țară. Vreau să spun că am ținut legătura cu bolnavele respective și în mod invariabil, întotdeauna citotestul s-a normalizat. Iar examenele imunohistochimice nu au mai arătat prezența infecției virale. Se pare că el revine după o perioadă de 2-3 ani, însă aici este o poveste cumva mai lungă, mai complicată, pentru că bărbatul poate fi cel care recontaminează femeia, el fiind purtătorul sănătos, și noi am demarat cândva un program de acesta de cercetare extrem de complex care, din nefericire, nu a putut fi dus la capăt, nu a putut fi finalizat,
Însă, acum noi desfășurăm în continuare acest program de cercetare și sunt sigur că atunci când vom reuși ca să facem și tratamentul partenerului, pentru care deja avem soluții, deci evoluția și prognosticul vor fi mult mai bune. Oricum, dacă femeia controlează citotestul odată la 2 ani, ceea ce este absolut obligatoriu, chiar după începerea vieții sexuale, după 20 de ani, 18 ani, pentru că incidența cancerelor a crescut, raportat la vârstă, foarte mult la vârstele tinere. Și atunci trebuie făcut acest examen pentru depistare precoce. În momentul când citotestul arată o stare alarmantă, atunci are la dispoziție femeia acest citotest, acest medicament, acest produs medicamentos, ovule antiinflamatorii, care în mod categoric rezolvă problema. Alte acțiuni ale ovulelor antiinflamatorii pe care le produceți, care mai sunt? Acțiunea de bază a acestor ovule antiinflamatorii este aceea de a trata afecțiunile inflamatorii ale tractusului genital feminin, dar ele au acțiune și asupra proceselor inflamatorii pelvine. În peste 90% din cazuri s-a constatat o evoluție foarte bună, excepțională, a proceselor inflamatorii locale cervico-vaginale. Și aceasta datorită faptului că substanțele farmaceutice care compun acest produs se potențează reciproc și acoperă toată flora patogenă vaginală, reprezentată de germeni microbieni, ciuperci sau candide, după aceea paraziți, virus și o clasă aparte de microorganisme inframicrobiene, clamidiile și rickettsiile, care sunt destul de frecvente în infecțiile genitale feminine. Să înțeleg că este mai eficientă administrarea locală? Da, este un studiu făcut de un medic român, Ciucă Traian, care a făcut un studiu farmacocinetic și care a arătat că administrarea locală crește concentrația substanțelor respective în peretele vaginal de aproximativ 10 ori mai mult decât administrarea orală sau intrarectală. Și această creștere locală a concentrației de substanțe active se realizează fără a trece în același timp substanța în concentrația sistemică. Noi am făcut un studiu farmacocinetic care ne s-a fost cerut la Agenția Națională a Medicamentului privind aceste ovule antiinflamatorii și s-a găsit că concentrațiile substanțelor active erau foarte, foarte mici, foarte mici, iar unele, două dintre ele, practic nu puteau fi dozate în sânge ca urmare a concentrației foarte mici. Se vorbește tot mai des în medicină de rezistența la antibiotice și de recăderea sau recidiva după un tratament. Ce înseamnă practic acest lucru? Produsul nostru are o eficiență maximă și a obținut oarecare notorietate pentru faptul că el este realizat dintr-o combinație de substanțe, așa cum v-am spus, care acoperă toate cele patru clase de agenți patogeni care pot să determine un proces inflamator local. Sunt alte produse care sunt țintite pe una sau pe două din două clase de agenți patogeni care i-am numerotat mai sus. Un astfel de produs favorizează dezvoltarea formelor saprofite sau potențial patogene care nu se evidențiază la examenul secreției vaginale. Și ele se pot găsi sub formă, deci, spori sau forme care nu sunt patogene. Deci ele sunt prezente acolo, dar datorită relației dintre diverse clase de agenți patogeni, ele stau liniștite acolo. În momentul când se intervine și
acel agent patogen care îl domină pe celălalt care este în stare să profite, cum să spun, el iese de sub această stare de inhibiție și își dezvoltă acțiunea virulentă sau patogenitate. Și atunci femeia se tratează pentru ceva și când termină tratamentul se trezește cu altceva. Reformulez eu pentru că explicația dumneavoastră mi se pare un pic savantă și sofisticată. Ovulul dumneavoastră se luptă deodată cu toți microbii, pe când alte produse făcute pentru un singur tip de microb îl omoară pe acela, dar stimulează dezvoltarea altora. Am dreptate? Așa este. Da. Ne este clar că normele în vigoare ne împiedică să numim produsul lansat pe piață de dumneavoastră, însă dacă cineva dorește mai multe informații suplimentare, să precizăm că vă poate găsi la adresa de mail info@ircon.ro. Mulțumim, domnule profesor, pentru lecția de astăzi. Astăzi am asistat la o lecție de viață în toate sensurile. Am învățat câte ceva despre cum se obține succesul, am învățat că este lungă calea spre reușită, dar mai ales am învățat câte ceva despre sănătate. Sunt Nicoleta Mogâlă și vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare, la aceeași oră, pe Antena 1, să descoperim împreună calea succesului. O emisiune oferită de Ircon.